Este remarcabil cum starea deplorabilă în care se găseau stațiunile în urmă cu ceva ani, de cele mai multe ori acestea și-au schimbat fața în ultima vreme, beneficiind de o conducere adecvată. Astfel, odată cu accesul acestora la finanțări europene, investițiile în tehnologia de cercetare și chiar modernizarea parcului de utilaje agricole, armonizate cu aplicarea rezultatelor din cercetare, toate au făcut ca astăzi să vorbim de un loc de muncă atractiv pentru tinerii absolvenți de studii superioare. Așa se întâmplă lucrurile și la exemplul pe care vă propunem să-l urmăriți în materialul următor, realizat la stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Băneasa. Sigur că cercetarea, așa cum s-a spus în urmă cu niște ani, nu avea finanțare sau posibilitatea de finanțare pe care o aveau era foarte redusă. Iată că acum s-au deschis noi oportunități, inclusiv pentru cercetarea agricolă românească. Haideți să vedem, pentru că dumneavoastră ați fost și sunteți printre puținii, ca să zic așa, din cercetare care au reușit să acceseze niște fonduri. Am mai găsit la stațiunea colegii dumneavoastră de la Sârca, din județul Iași, la fel acolo, un director care s-a zbătut la fel pentru a accesa tot ceea ce se poate accesa pentru a dezvolta stațiunea. Așa procedați dumneavoastră. Haideți să luăm pe rând, să vedem lucrurile care se pot face de către cercetarea agricolă românească și dumneavoastră, așa, n-ați ratat nimic, ca să zic, da, ghilimele de rigoare. Într-adevăr, încercăm să nu ratăm nimic, pentru că, da, ne mai scapă și nouă, dar în mare parte să știți că am abordat o sumedenie de proiecte, de măsuri, de submăsuri, începând cu cele finanțate de către AFIR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, și nu mai vorbesc despre cele finanțate direct de către Ministerul Agriculturii prin programele ADER. Acolo avem trei proiecte, într-unul suntem lideri de proiect, în două suntem parteneri și dezvoltăm împreună cu colegii din rețeaua pomicolă proiecte de cercetare pe diferite domenii de interes. În ceea ce privește accesarea proiectelor europene, da, este o țintă pe care mi-am propus-o încă de la bun început. Nu vă ascund faptul că în momentul de față avem patru proiecte, deja l-am depus pe al cincelea. Trei sunt în implementare, unul în evaluare și unul în babelan depus acum o lună. Rolul cercetării este acela de a studia și a implementa în fermă ceea ce își doresc fermierii, sigur că da, producătorii. Sigur că adică da. Lucruri de eficientizare sau metode de eficientizare a producției. Și aceasta cu siguranță vine, pe de o parte produce energie, pe de altă parte, iată, reușiți să produceți în mai bune condiții anumite specii. Acesta de este drumul. Acesta este drumul. Noi, într-adevăr, cu echipa tânără pe care o avem, am reușit destul de greu, vă spunem, să coagulăm un grup de cercetători inimoși, care, iată, își fac treaba și ușor au început să înțeleagă că rolul nostru este foarte important și trebuie să fim acolo și să facem cinste celor trei litere, cercetare, dezvoltare, noi, CDI. Da? Da. Observăm că toate proiectele în momentul de față pe care le vedem în acest portofoliu de proiecte care apar atât din partea Ministerului Agriculturii și din partea altor ministere, au la bază cele trei de CDI, cercetare, dezvoltare, inovare. Da? Și ăsta este rolul nostru. Dacă nu vii cu ceva inovativ, nu ai ce căuta pe piață. Cercetarea în alte state sunt convins că este mult mai avansată, însă avantajul nostru este că n-am pornit de la zero, avem oarece informații care le-am upgradat și încercăm și noi ușor să ajungem lângă colegii noștri din alte state, care de altfel avem și parteneriate. Un prim proiect pe care aș putea să vi-l dau chiar exemplu este un parteneriat cu stațiunea de sericicultură Băneasa, noi stațiunea de cercetare dezvoltare pentru pomicultură Băneasa, plus colegii de la Institutul de Sericicultură din Vrața, Bulgaria. Este un proiect pe care care are ca principal studiu comportamentul anumitor soiuri de dud în țara noastră
Și am încercat să combinăm, pe de o parte, să venim și în sprijinul colegilor de la stațiunea de serici cultură pentru viermii de mătase vorbesc, cu Dudu pentru frunze, iar noi pe partea noastră cu Dudu pentru fructe. Din păcate, în România avem o anumită preconcepție despre cultura Dudului. Corect, da? Așa este. Așa? Dar dacă ne uităm pe anumite studii făcute în alte state, Dudu, să știți că este chiar o cultură foarte interesantă, cu nenumărate și africați. Fructele, sigur că da. Și fructele cu preț foarte mare pe kilogram. Foarte mare, într-adevăr. Nu mai vorbim de partea de procesare, unde, într-adevăr, le poți deshidrata. Mai nou poate veni ca și îndulcitor, se poate utiliza ca și îndulcitor. Deci, iată, sunt o grămadă de lucruri pe care noi... Noi, România, avem expresia, ce mănânci? Da. Dude cu mămăligă. Dude cu mămăligă, da. Așa spune Voltaire. Și este păcat să nu mergem și pe această nișă, care este foarte, foarte interesantă. Bulgarii chiar au dezvoltat un institut cu studiul anumitor soiuri de dud. Nu contează. Că-s de la noi, că sunt de la... Din păcate, baza noastră genetică nu ne permite să venim cu anumite studii. Chiar discutam cu colegul... Există prea puțină promovare, ca să zic așa, mai da, direct. Așa este. Pentru ceea ce a însemnat cultura dudului și ce a însemnat creșterea vermilor de mătase în România înainte vreme și care sunt oportunitățile de astăzi. Da. Pentru că ele, într-adevăr, sunt unele remarcabile, iar fermierii pot avea o nișă alături de alte culturi, de alte specii și în aceasta, ca să completezi veniturile. Așa este. Eu am fost destul de vehement vis-a-vis de această cultură, ca susținător vorbesc. De ce? În primul rând, trebuie să știți și dumneavoastră că România, la un moment dat, era singura țară care avea un fond genetic, vorbesc și de vieri de mătase și de soiuri de dud, foarte bun. Și vă dau un exemplu. 84 de soiuri de dud. Am avut, la un moment dat, vreo 72, dacă nu mă înșel, de rase de vieri de mătase. Eram unicat în Europa. Ne puteam bate la momentul respectiv cu țări ca Franța, chiar China, da? Care e o superputere. Deci aveam un fond genetic și l-avem datorită colegilor care au reușit insistă să-l păstreze. Ouăle, destul gogoși, de greu. Ouăle. Exact, dar foarte greu, foarte greu. Însă, în momentul de față, am speranțe că avem un fond genetic stabil. La rândul nostru și noi pe zona noastră de pomicultură putem stabiliza și fondul genetic, da, de germoplasmă pe care îl avem și este păcat să nu-l conservăm. Și evident că și mă bucură și faptul că Ministerul Agriculturii a înțeles într-un final că o țară cu un fond genetic important este o țară care are un cuvânt de spus în domeniul respectiv. Dacă Corect. Nu ai un fond genetic, da, cu care să te prezinți, cu care să te expui, nu ai... În toate sectoarele agriculturii, și aici nu vorbim doar despre ceea ce înseamnă pomicultură, cultură mare, e valabil peste tot. E valabil și în partea de zootehnie și așa, așa mai este, departe. Așa este. Este de admirat și inițiativa Academiei de Științe Agricole și Silvice. De fiecare dată primim solicitări să prezervăm fondul genetic, sub orice formă. Da? Este bine că există această inițiativă, este bine că și ai mei colegi sunt deschiși și putem într-adevăr la momentul ăsta să ne odăm cu faptul că fondul genetic, atât pomicul, viticol și exact cum spunea dumneavoastră și în alte domenii, a început ușor-ușor să se stabilizeze.